Însă nu renunța la slujba încredințată, la slujba peste care te-a pus Dumnezeu. Știi, poate slujești în biserică. Și știu că mulți dintre voi slujesc într-un fel sau altul. Știi când nu vei renunța la slujirea pe care o faci? Când vei realiza că nu pentru noi o faci, ci că tu slujești pentru Dumnezeu. Dați-mi voie să vă spun un secret. Dacă slujiți la ușă, vor fi oameni care vor intra, vor trece pe lângă tine, tu le vei deschide ușa și nici măcar nu te vor saluta. Însă nu renunța, pentru că tu nu ești acolo pentru oameni. Tu ești acolo să slujești lui Dumnezeu. Dă-mi voie să spun alt secret. Dacă faci ceai, dacă duci gunoiul, vor fi oameni care nu-ți vor spune niciodată mulțumesc. Niciodată. Însă nu renunța. Tu nu ești acolo pentru oameni. Tu ești acolo să slujești lui Dumnezeu. Dacă ești la lucrarea cu copiii, vor fi părinți nemulțumiți. Întotdeauna vei avea părinți nemulțumiți. Foarte puține duminici în care cineva va veni să-ți mulțumească. Însă nu renunța. Tu nu ești acolo pentru oameni. Nici măcar pentru copii nu ești acolo. Să nu credeți, dacă sunteți învățători, că suntem acolo pentru copii. Ce o să facă copiii noștri dacă nimeni nu se ocupă de ei? Nu, tu ești acolo pentru Dumnezeu. Tu slujești lui Dumnezeu, făcând lucrarea care o faci. Dacă faci parte din conducere, vor fi unii care îți vor spune că n-ai coloană vertebrală. Însă nu renunța, pentru că tu nu ești acolo pentru oameni. Ești acolo pentru Dumnezeu.